Îi spunem de această dată, bine te-am găsit, Claudiei Gherghel, secretar general al filialei Elsa Oradea. Bine ați venit, mulțumim frumos pentru că ați venit și la noi. Claudia, ce presupune această activitate de secretar general în interiorul unei filiale Elsa? Rolul meu este de a întocmi toate actele necesare, de a înregistra biroul local, de a întocmi contractele de voluntariat și procesele verbale. Cât de grea e activitatea asta? Presupune să fii un om organizat, atent? Da, trebuie să fiu atent la procesele verbale, să nu greșesc, să fiu tot timpul pe fază. Cum interacționezi cu colegii tăi din filiala Oradea? Te sprijină? Ai greutăți? Îți fac treaba mai ușoară? Eu mă înțeleg foarte bine cu ei, mă ajută tot timpul și eu îi ajut la rândul meu, dacă au nevoie. Știu că ești în anul 2. Cum simți facultatea de drept în anul 2 de facultate? Ți se potrivește? Este o alegere potrivită pentru tine? Da, tot timpul mi-am dorit să vin la drept, să devin avocată încă de mică și mă bucur că am făcut această alegere. Discutam și cu alți colegi și cu cadre didactice în acest maraton al facultăților de drept. Sunt mulți studenți care aleg de la început avocatura. De ce atât de hotărâtă către avocatură și nu spre magistratură sau alte profesii? Mi se pare că profesia de avocat este mai ușoară ca cea de judecător, nu este așa riscantă și... Cum colaborați voi aici la Oradea cu alte filiale Elsa? Care sunt lucrurile care îți plac ție la alte filiale Elsa din țară? Ce admiri la colegii tăi din alte filiale? Îi admir foarte mult că se implică, le place ceea ce fac, fac mai multe evenimente, îi ajută pe ceilalți, tot timpul fac ceva. Cu ce te-a schimbat pe tine activitatea în interiorul Elsa? M-a făcut să fiu mai responsabilă, să fiu mai bună cu ceilalți din jurul meu, m-a învățat să vorbesc mai bine, m-a dezvoltat profesional. Cu profesorii de la facultate cum colaborați? Ne sprijină majoritatea profesorilor și ne sunt alături. Știu că pentru desfășurarea diverselor activități e nevoie și de o implicare a mediului profesional, a avocaților, alți sponsori din oraș. Vă e ușor să-i aduceți alături de voi? Vă e greu? Reușiți? Reușim. Tot timpul sunt dispus să vină să ne ajute, să vorbească la evenimente, să ne sponsorizeze. Tot timpul sunt alături de noi. Care e materia ta preferată până în acest moment al anului 2? Dreptul civil, mai mult. Claudia, ți doresc succes ție și colegilor tăi și sper să ne revedem curând la o nouă etapă a maratonului facultăților de drept. Vă mulțumim frumos și noi!